Salutare băbeți și bine v-am găsit la un videoclip pe care nu credeam că îl face vreodată. Acum 3-4 zile mă plictiseam foarte tare și am zis, bă, hai mă să facem un livestream. Toate bune și frumoase, până când primesc o nuanță pe la sfârșitul live-ului de la Iordanel cu mesajul, te fac la CS, fraiere. Iordanel, parcă am mai auzit eu de acest Iordanel. Da, în timpul unui alt live am primit un mesaj pe chat, de fapt n-am văzut un mesaj pe chat. De genul, man, vezi, te-a făcut Iordanel boostat. Bine, man. Ok, dacă mă faci Iordanel boostat, sunt boostat, nu? Ok. După ce s-a terminat live-ul, am dat și un search rapid pe YouTube să vedem cine este acest Iordanel care ne-a făcut boostat. De fapt, n-am făcut pe mine boostat. Am dat destul de ușor de el. Un băiat de vreo 19-20 de ani care posta și el, de fapt, postează și el CSGO. Am zis, ok, hai să ne uităm puțin la videoclipuri. Din primele secunde am văzut că e destul de frustrat. Gen, dacă moare una, două se enervează, dă cu bum de masă, na, e tipul de băiat care se enervează foarte rapid. Am zis, ok, man, na, mă mai enervez și eu la CS, nu mai ies, mai dau și eu pe lângă, mai pana mea. Bun, hai să revenim la donație. În a doua secundă după ce mi-a dat donația, a scris-l pe chat, man, uite aici, TeamSpeak-ul, dacă vrei să intri să facem un 1v1 sau un 5v5, nu știu ce a spus exact. Am zis, ok, man, o să închid imediat live-ul și ne auzim pe TeamSpeak. Zici ce făcut, am intrat pe TeamSpeak alături de Seto. Mai era cu 2 sau 3 băieți în conferință, de fapt în conferință pe TeamSpeak acolo. Mă întreabă unul dintre băieți, zic că, man, tu ești generalul? Zic eu, da. Zic că mare fan. Bine, man. Zice Iordan, bă, îți faci și tu echipă de 5 persoane, dăm și noi un 5 pe seară, că fac și un live pe la ora 11:30. Am zis, bine, man, să vedem dacă am oameni să ne strângem, pana mea. Mai erau, asta era pe la vreo 21:09 seară, ceva de genul, după ce terminasem eu live-ul, că am făcut un live de după masă. Bun. Deci da, am zis că ne auzim pe la 11:30 când începe el live-ul. Da, mă întrebam eu cu setul, bă, cine dracu vine la ora 11:30-12 să jucăm noi CS? Între timp am găsit 3 băieți, Zeuț, Mihai și Kila, nu mai știu exact cum îl chema pe al 5-lea băiat. Am făcut frumos echipă, era ceas 11 și ceva, cam așa ceva, 11:30. Între timp a început să live-ul, nu știu, Iordanul luase foarte, foarte în serios, se înjura cu ea înainte. Bă, hai odată, ce dracu facem, ne facem râs, pana mea. Bă, sincer, eu n-am luat-o deloc în serios. În schimb, el a luat-o foarte în serios, că hai să-l batem, să-i arătăm că suntem buni, că el are 19.000 de abonați, că eu am numai 3.000 și-l face și pana mea. A zis, bă, ok, mă, hai mă să jucăm, îi mai facem și lui ceva promovare. Inițial, chiar m-am uitat, livestream-ul se chema Live Iordanelul. După ce am făcut echipele, am intrat în match, l-a schimbat instant. L-a pus, stai să-mi amintesc cum era, Iordanel Team vs Generalul Team. Am zis, ok, fii atent ce promovare își face ăsta pe spatele meu. Am zis, bă, dacă e băiat de treabă, na, să-și facă promovare. Am acceptat să joc cu el, să nu fiu nesimțit, să nu zic că, bă, uite, el are 19 de abonați, nu vrea să joace, că are fițe, că pana mea. I-am zis asta lui Seto, fii atent, man, ce promovare își face ăsta pe spatele meu. Așa și-a fost. A ajuns la vreo 600 de persoane, deci era intens meciul, era și meciul într-adevăr destul de intens. Prima mapă a fost aleasă de ei. Am jucat pe Inferno. Nu prea jucasem eu pe Inferno înainte, de fapt nu prea joc Inferno. Da, în final am pierdut 16-14, am zis, da, pana mea, am greșit acolo 2-3 runde, gen eram, aveam 100% viață și unul dintre adversari rămăsese la 15 viață sau ceva de genul și nu am uitat să-mi cumpăr armură și mi-au dat câteva, mi-au sărit ținta în cer și chiar n-am mai putut să-l nimeresc. Știi că, nu știu, l-am nimerit în unghie, din 19 viață l-am lăsat în 10 sau ceva de genul. Deci da, într-un final am pierdut pe prima mapă, 16-14, un match destul de intens. Am jucat noi bine, am jucat ei bine, da, totul ok, hai să începem la a doua mapă. A doua mapă fiind aleasă de noi, prima de ei, a doua de noi. Noi am ales Miraj, am început super în forță. Într-un final am câștigat destul de greu, 16-1 i-am bătut.
Și-au cam bătut băieții noștri joc de ei. Și la un moment dat o lamă nasoală, Iordanelul nostru, s-a enervat, dădea, mă înjura în prostie, ne înjura pe noi. Nu, cel puțin pe mine, m-a înjurat foarte, foarte mult, mă făcea bustat. Că măcar băieții, că prostii de-astea aburele. Da, am jucat și eu destul de bine pe Miraj. O să vedeți pe ecran cam cum a stat, cum a fost scorul la final. Într-adevăr, Zeuț a făcut meciul, nu am ce spune. Făcea între fragurile, deci te lăsa cu gura mască. După ce s-a terminat meciul, au început comentariile aiurea. Ci că ne-am băgat hack, că avem radar, că prostii de-astea. Deci să spun un lucru, dacă te bate careva în CSGO, nu înseamnă că are hack. Este mai bun ca tine. Sau na, în cele mai multe cazuri, știu că sunt hacker, dar Zeuț va sigur că nu avea nimic. A jucat și în PGL, a ajuns în finală, în fine, un jucător foarte bun. Deci da, ne-am făcut codați, hackeri, citări, avem radar, avem wall, avem toate prostiile. Bun, a treia mapă fiind aleasă de, nu știu, cred că tot de ei. În fine, am jucat pe DAS 2, mapă default, o mapă comună, o știa tot Silverum. Am început băieții în forță, era 7-0 pentru ei. Le-am dat comeback nebun, am făcut 8-7, parcă, dacă nu mă înșel, la pauză, era 8-7 pentru noi. Pe sfârșit de meci era 14-10 pentru noi. Ne-au egalat, ne-am prostit noi, s-au omorât ăștia între ei, Caterinca, pana mea. Au fost 15-14 pentru ei, au avut meciul în mână. Am scos noi, am făcut 15-15. După i-am, știți că după ce... dacă faceți, în caz că faceți 15-15, se face overtime pe Faceit, noi am jucat pe Faceit. Și da, cei mai buni din 10 runde după. Care câștigă 6 runde, ia meciul, i-am bătut 21-15, n-au reușit să iei o rundă. Și da, s-au ofticat foarte, foarte rău băieții din echipa adversă, mai ales Iordan. Am început să mă înjure în toate felurile, mai ales pe Zeuț, care la fel a rupt. Cred că am fost pe primul loc, îmi scria, de fapt îmi spunea, uite băi, Icarat de setul de nu știu cine, de pana mea, ca un radar hack. Unde merge noi acolo, se acolo vreo 3. În fine, o grămadă de prostii. Și da, în final le-am bătut cu 2-1. Trebuia să batem și pe Infernul, v-am spus, am făcut eu acolo câteva greșeli. Dar, na, 2-1 pentru noi. Meciuri frumoase, chiar mi-am plăcut. I-am jucat for fun, am jucat pentru scor. Să bai, să-i batem. Și am, hai de distracție. Ne mai distrăm și noi, mai dăm și noi de jucători mai buni. Dacă sunt, dacă nu, asta e. După meci am intrat frumos acolo pe TeamSpeak cu ei. Și ce s-a gândit să facă Iordanelul nostru? Să schimbe numele la live. Era vreo 2 sau 3 dimineața. Deci v-am spus, înainte avea numele la live CSGO, liniuță, Iordanelul Team vs. Generalul Team. Iar spre final, când mai avea vreo 100 și ceva, 150 de persoane, ieșise persoanele. Da, a schimbat numele live-ului în Live Iordanelu, că așa se fac abonații și vizualizările, nu? Adică până la un moment dat faci pe spatele cuiva, după aia schimbi. Zici că bă, uite, i-am făcut eu, că pana mea sunt mare șmecher. Și lumea o să creadă că am făcut abonații pe spatele meu, când colo i-am făcut pe spatele lui generalu, care da, a fost băiat bun și a jucat cu mine CS. Cam asta se întâmplă dacă ești băiat bun în zilele noastre, ești luat de prost. Da. Ce pot să mai zic, a doua zi am stat să se proceseze live-ul, s-a procesat în sfârșit live-ul, a făcut live de vreo 11 ore sau, na, în fine, nu mă interesează. Da, m-am uitat la live împreună cu Seto și ghiși ce, mă înjurase la fiecare rundă, deci nu exista rundă în care să nu mă înjure, pierdea runda în jurătură, deci a ținut-o așa, 3 meciuri în continuu, să nu mai zic când și-o lua bătaie 16-0, ce, când și-o lua lamă? Vai de cap, cât se zbară monitorul. Deci na, nu știu ce pot să zic, ce comportament este ăsta. Nu este un comportament de băiat. Ce, ar fi bărbat, dar nici nu are rost. Băiat de 20 de ani. Deci da, cam așa se comportă un băiat de 20 de ani în zilele noastre mai nou. Na, ce pot să mai zic? Vrei să vă zic și de a treia zi când am făcut eu live?
Hai că vă zic. Bun, am făcut eu live frumos. Și văd dintr-o dată Iordanelul pe chat-ul meu. Bun, salut Iordanel, salut. Ce s-a gândit Iordanel să facă? Din nou, vrea iară să-și facă promovare și nu știa cum. Mi-a dat un raid în care a spus 1v1, faci 1v1 cu mine sau 1v1 cu Iordan sau hai la 1v1 sau ceva de genul. Am zis, man, la câtă promovare ți-am făcut eu, de fapt ți-ai făcut-o cu mâna ta, fără să-mi cer mie voie, măcar dacă îmi puneai canalul în descriere sau ceva acolo, dar nu, direct, generalul, team vs. Iordanel, bun, hai că am trecut cu vederea, vin la mine, hai 1v1, da, după m-ai jurat de morți, de răniți, m-ai făcut codat, m-ai zis că am radar, că are zeu-ți radar, că avem noi cheat-uri, că pana mea, tu mai ai pretenția să joc cu tine 1v1, bă, sincer, a fost foarte, foarte penibil la faza aia. Ok, după ce ai văzut că am refuzat, ai început să încep ca un copil de 12 ani, că mai mult nu-ți dădeam la faza aia. Da, ești praf, du-te la Metin, du-te la Minecraft, lasă de CSGO, ești boostat și da. Tot ce-ar face un frustrat, sincer, dacă nu ne înjurai, de fapt dacă nu mă înjurai pe mine, jucam 1v1 și vorbeai frumos cum ar trebui să vorbească un om normal. Nu mergi la el, deci nu te cunoști cu el, te cunoști cu el de 5 minute, mergi în jur, de morți, de răniți, de pana mea. Sincer, jucam cu tine 1v1, nu jucam 2v2, că n-am zis, bă, nu ne băgăm la 2v2. Nu mă bag, i-am făcut destul de promovare și chiar nu mai are rost să fac mai multă promovare în continuare. Chiar mi-a părut rău că am trecut cu tine 5v5. De fapt că am acceptat să joc cu tine. Mai bine, da, făceam ce fac și alți youtuber, nu te bag în seamă, de fapt nu bag în seamă oamenii ca tine și era mult mai bine. De acum încolo am să fac, nu am să bag în seamă haterii. Da, tu ai fost un hater de la început, într-adevăr, ce mi-au spus băieții a fost adevărat, că îmi spuneai înainte să accept eu chestia asta, am văzut și pe live-uri că mă făceai boostat, că nu am habar de CSGO, că nu știu nimic, că tu ești cel mai bun, că tu le dai, că le faci, că dregi și când colo tu ești zero. Da, ce pot să mai zic, cam asta a fost videoul. Să nu mai zic că a venit, mi-a dat dislike pe live și a îndrumat toate persoanele care se uita la el să vină la mine pe canal să-mi dea dislike. Da, ce pot să zic, nu se face așa ceva. Deci da, cam asta a fost video, l-am lungit foarte, foarte mult. V-am spus în amănunte ce s-a întâmplat. Cam asta a fost, concluzia o puteți trage voi. Da, eu am făcut tot ce am putut să fac. L-am ajutat pe el, am crezut că e un băiat bun, am crezut că e de treabă. Dar în schimb a fost un om jegos care în față, face to face, te respectă, vorbește frumos, iar pe la spate te înjunghe, te înjură și așa mai departe. Cam asta a fost videoul. Da, ce pot să mai zic, adevărata față lui Iordan. Chiar nu mai am ce să comentez. Concluzia o să o trageți voi. Iar dacă o să-l mai urmăriți pe Iordan, este alegerea voastră. Cam asta a fost videoul. Sper că ați înțeles tot ce s-a întâmplat. Noi ne auzim data viitoare. Hai, baftă!